Hai să lăsăm pe Andrei. Nu prea are ce mânca. Și-a pornit. Zi, mă! Mamă, Armani! Băi, mi-ai aruncat un lemn! Salutare! Suntem în drum spre Iezăr. Aceștia sunt bizonii care populează momentan zona pe aici. Mergem să căutăm un traseu nou. Prin bunăvoința unei persoane extrem de înțelegătoare cu mountain bikerii, am obținut și shuttle pentru urcarea asta, ceea ce era nesperat. Mergem să căutăm un traseu, o să filmăm cu GoPro și o să vi-l arătăm și vouă. Haideți să vedem ce ne așteaptă astăzi. Iată-ne așadar, urcați în Portăreasa. În față se vede Iezărul. După brazii ăștia doi este vârful Păpușa. Acolo este Piatra Craiului. Iată-o. Și mai în dreapta sunt Bucegii. În spate și în nori și în ceață. That's right, boys. Pic de push bike. Ua, este puțin abrupt. Și trecem de zona asta. Ar trebui să ajungem la coborâre. Haide, dă-i. Mă, pute! Am strigat! Băi, ușor! Ușor, că-i șanț! Ușor! Glan! Oh. Mamă, ce-am scăpat la el azi de la limită. Așa, deci am venit de acolo de sus. E semi-abruptă coborârea, nu e așa rea, dar trebuie puțină experiență pentru asta. O să continuăm pe acolo. Și iată, de aici se vede Mateiașul și Câmpul Lungu. Iar poiana asta este super wow. Că e o potecă și în față. Acolo Iezărul. Uite și pe băieți. Da. Îi dăm pe forester, da? Da, te bași pe aia, pe sus, pe acolo. Pe poteca aia, da? Bine. Ok. Vai, 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 cât de tare e! Mamă, ce rădăcină! Bine, stai să... Trebuie să-mi deblochez suspensia puțin. Ioi, carbonul!
Doamne Dumnezeule mare! Doamne Dumnezeule! Wow! Doamne, 600 la oră am luat. Îl mai dăm o dată. Secțiunea asta a fost foarte drăguță. Am mai făcut o mică pauză aici. Andrei vrea să dea și el un viraj ceva. Ce vrei să dai, Andrei? Nu știu, ceva de sus. Mai urcăm? Da. Aoleu. De ce filmare, profiți, fuck! Și-a pornit! Gata, asta a fost. Atât. Sunt deloc, frate.
Terenile astea prin Bratia sunt incredibile, oricum. Din povești. Oh. Băi, băi cu trusul. Hai că-l dăm, da? Și mă ceri tu după aia. Hai, mă! Bă, ce-ai dracu cu? Hai să lăsăm pe Andrei. Nu prea are ce mânca. Mamă, cum face? Hai mă că se cotolește, hai să-i dăm. 5 tafuri, frate, n-am văzut în viața mea 5 tafuri. Da, noi. Poftă bună, Andrei. Andrei nu vorbește astăzi. Am luat o mică pauză. Aveam un borș aici, de păstrăv. Și aici, o salată de vinete, niște icre, cu ciorbă de burtă. Miam, miam. Ne așteaptă o porțiune de asfalt acum. Două cățărări de alea, de categoria de turul Franței. Pentru ce e mai greu. Și maxisurile astea, Segai, nu prea iubesc ele asfaltul. Campoanele astea niciodată. Așa că apelăm la ceea ce avem la îndemână. Și facem roțile beton. Cățărările astea de gradul cât or fi ele. O spart. Andrei nici se mai vede. Gabi în față. Vale! E sfârșit, vale! Te bucur că ți-ai făcut poză la poarta lui Vuitton? Bă, nu, dar mă gândeam și eu, gen, pe viitor, mă mult la căsuța mea, să-mi fac una, știi, și... Uite, bă. Zi, mă! Armani, mamă, Armani! Da. Îți faci și cu Armani? Bă, da! Map, map! Santa Cruz, bă! Santa Cruz! Santa Cruz! Și un fapt specialist, frate! Foarte fain și drumul acesta. Și teoretic în vreo 6 km ar trebui să ajungem acasă. Foarte fain natura, inclusiv cu bucla asta pe care am băgat-o acum. Te ține în priză tare de tot. Fain, fain. Fain, 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 fain. Flash, flash. Și am ieșit în această poiană. Wow. Este superb. Bine, au lăsat ăștia copaci aici în drum ca la nebuni. Cum e nele ăsta? Faci nici cu pinele? Ce-l vreau? Dacă vede un fruct, face-i fac. No, no, no. Ce pașnic e! Ce pașnic e! Marș, mă! Iară! Marș, mă! Nare! O, vine prost, nu-ți face nimic. Dacă tu-ți mă ridică. L-a luat pe diaconul.
L-a luat pe diaconul. Tadam.